Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire cu handbalul feminin. Astăzi a început etapa a patra în Liga Națională, o etapă din care televiziunea română vă oferă, începând cu această oră în transmisie directă, al doilea meci al acestei runde, confruntarea de la Brașov dintre Corona și Handball Club Zalău, o bătălie așadar între Mariana Târcă și Gheorghe Tadici, două echipe care în acest moment se află, putem spune, în prima jumătate a clasamentului din Liga 1. A început etapa a patra cu meciul de la Roman dintre CSM Roman și CSU Danubius Galați, victorie fără dubii și fără emoții pentru echipa din Roman, 32-16 s-a consemnat la finalul acelei prime partide din etapa a patra. Așadar, suntem în legătură directă cu sala sporturilor din Brașov. Prezentarea celor două echipe a început deja. Iată-i și pe cei doi arbitri, Fânață și Hendrea, cei care vor conduce această confruntare. Un meci în care, logic, Corona Brașov ne învinsă până acum din toate trei victorii din toate atâtea posibile în startul de sezon în Liga Națională, pornește cu prima șansă. Zalăul are 6 puncte după 3 meciuri, după primele 3 etape. Între timp, în urmă cu 2 zile, s-a întărit echipa pregătită de Mariana Târcă și cu Mihaela Tivadar, cea care a evoluat, era inițial legitimată la CSM Ploiești, dar odată cu retragerea din campionat a echipei din Prahova, Mihaela Tivadar a devenit liberă de contract și iată-o acum evoluând sub comanda Marianei Târcă. Numărul 11 pe tricou va avea Mihaela Tivadar. În această rundă mai avem câteva confruntări extrem de interesante. SCM Craiova va sta, pentru că era programată inițial să dispute confruntarea cu CSM Ploiești. Vom avea un meci interesant la Brăila, între Dunărea Brăila și CSM București, alte două echipe care în acest moment sunt neînvinse după primele trei etape. De altfel, practic sunt doar trei echipe care până acum au înregistrat doar victorii: Dunărea Unirea, Dunărea Brăila, CSM București și Corona Brașov. A început așadar partida dintre Corona Brașov și Handball Club Zalău, cu primul atac aparținând echipei pregătită de Gheorghe Tadici, cu Larisa Tamaș în centru, ajutată de Adriana Bloj și de Ana Maria Drăguț. Prima aruncare spre poartă, reușește să respingă Denisa Dedu, cea care este portarul titular al echipei pregătită de Mariana Târcă. A fost un fault, se rea atacul fetelor din Zalău. Bună intervenția în defensivă pentru Camelia Hotea. În prepasiv, jucătoarele lui Gheorghe Tadici, în curând vor fi obligate să arunce repede spre poarta Denisei Dedu. Încă o intervenție bună a Denisei Dedu la aruncarea Adrianei Bloj. Andreea Pricopi este coordonator de joc pe această acțiune faultată. Jocul este oprit, urma, a fost o pasă pentru Laura Kiper, care era destul de liberă pe extrema dreaptă. Mihaela Briscan și Adriana Crăciun. Inter, Oana Bondar pe pivot pe această acțiune ofensivă, Hotea pe extrema stâncă, Crăciun, Pricopi, din nou Crăciun.
Defensivă foarte sigură până acum a fetelor de la Zalău. Pași. Fault în atac s-a dat până la urmă. Urcă repede Zalăul și este un prim gol reușit de Ana Maria Drăguț. 1-0 pentru Handball Club Zalău la aproape 3 minute de la startul acestei partide. Atacul brașovencele. Crăciun caută Breșa, pătrunde foarte bine pe semicerc și reușește finalizarea. 7 metri pentru Corona. Briscan se dă însă aruncare de la 7 metri pentru că a fost faultat Interul de la Corona Brașov. Și este finalizarea Laurei Kipper, fără probleme de la linia aruncărilor de 7 metri, în poarta echipei pregătită de Gheorghe Tadic, Paula Vișan. Egalitate la 1. Aproape 4 minute s-au scurs de la startul acestei confruntări. Larisa Tămaș este în continuare coordonatorul de joc. Încearcă să pătrundă Adriana Bloj. Faultată de Briscan undeva la linia aruncărilor de la 9 metri. Raluca Crap este pivotul echipei din Zalău. Excelent, se descurcă acolo și reușește să arunce la poartă Cristiana Nică. Un cartonaș galben pe care îl vede numărul 77 de la Corona Brașov, Andreea Pricopi. Și aruncare de la 7 metri dictată în favoarea Zalăului. Ștefania Lazar la linia aruncărilor de la 7 metri, față în față cu Denisa Dedu. A ghicit aruncarea Denisa Dedu, dar a fost foarte bună execuția Ștefaniei Lazar. Se grăbesc brașovencele. Pasă pentru Pricopi, care a dat senzația că va găsi Breșa. Primul cartonaș galben pe care îl văd și fetele lui Tadic, numărul 17, Adriana Bloj, penalizată cu un prim avertisment pentru Handball Club Zalău. Foarte bună defensiva până acum. Încearcă aruncarea de la 9 metri și reușește Mihaela Briscan să găsească colțul lung. Egalitate la 2, 5 minute și jumătate au trecut de la startul acestei partide. Fault pe această pătrundere a Larisei Tămaș, 22 de ani. Poate juca atât centru cât și Inter stânga. Din nou Tămaș se înalță, aruncă, Dedu reușește să respingă. Excelentă pasă pe pivot, o gaură imensă în apărare pe semicerc a fetelor de la Handball Club Zalău și Oana Bondar. O pasă perfectă dată de Mihaela Briscan. Bondar singură pe semicerc. Pentru prima dată în această partidă, Corona Brașov trece în avantaj. Excelentă angajare pe pivot, 7 metri și un cartonaș galben pe care îl vede Camelia Hotea. Revine pe teren pentru această aruncare de la 7 metri Ștefania Lazar, față în față cu Denisa Dedu. Lazar a păcălit portarul de la Corona Brașov. Egalitate la 3. O aruncare nepregătită a Adrianei Crăciun. Tămaș, ce breșă, dar
reușește să respingă acolo Denisa Dedu cu piciorul. Mingea se duce în out și continuă atacul fetelor de la Handball Club Zalău. Crucișare, a venit și extrema Cristiana Nică pe semicer pentru a crea acolo spațiu pentru pătrunderea celor doi interbloși și drăguți. Încă un cartonaș galben pe care îl vede de această dată Laura Kiper, numărul 8 din tabăra Coronei Brașov. Tămaș, formidabilă aruncarea Adrianei Bloj. Patru la trei pentru Handball Club Zalău. Una angajare pe semicer, 7 metri pentru apărare în semicer a Larisei Tămaș și un cartonaș galben pe care îl vede Valentina Panici, capitanul echipei. Valentina Panici, extrema stângă a lui Gheorghe Tadici. Laura Kiper față în față cu Paula Vișan. Prinde Paula Vișan. O prima aruncare de la 7 metri irosită de jucătoarele Marianei Târcă. 9 minute au trecut de la startul acestei partide. Corona Brașov 3, Handball Club Zalău 4. A călcat în semicer Ana Maria Drăguț. Posesie pentru Corona, a intrat pe teren și Sorina Târcă cu numărul 99, fata Marianei Târcă. A ieșit Dedu încercând să intercepteze acea pasă. A calculat greșit traiectoria balonului și Cristina Nica este cea care finalizează în poarta goală. Se duce la două goluri avans, Handball Club Zalău. Târcă rămâne pe teren. Un cartonaș galben pentru Raluca Crap. Târcă, Pricopi, caută breșa, apărare în semicerc a Anei Maria Drăguț și va fi o nouă aruncare de la 7 metri. Să vedem cine își asumă responsabilitatea. Sorina Târcă, o jucătoare, așa cum v-am mai spus și în transmisiunile noastre precedente, de doar 17 ani, înscrie fără probleme. 4-5, Corona Brașov, Handball Club Zalău. Se grăbesc jucătoarele lui Gheorghe Tadici. O pasă greșită a Adrianei Bloj. Kiper este liber și reușește să finalizeze cu o aruncare în colțul lung. 5-5. Intră pe Inter stânga la Zalău Roxana Rob, 24 de ani, 11 goluri marcate de Roxana Rob în primele 3 meciuri din acest sezon. Formidabilă schimbarea de direcție a Larisei Tămaș. O pătrundere pe centru și o finalizare de pe semicerc fără nicio șansă pentru Denisa Dedu. Acum Pricopi încearcă o aruncare prin surprindere. A reușit să respingă Paula Vișan. Atac pentru Handball Club Zalău, care are în acest moment 6-5 pe tabelă. Calmează această acțiune ofensivă. Tămaș. Larisa Tămaș, centrul de la Handball Club Zalău, golghetera echipei după primele 3 etape cu 13 goluri marcate.
Banici, cercare de angajare a pivotului și extraordinară finalizarea Ralucai Crap. Mariana Târcă a chemat-o pe Oana Bondar să-i reproșeze ceva. Nu funcționează deloc bine apărarea Coronei și asumă responsabilitatea Laura Kiper cu o aruncare de pe poziție de inter. Tămaș, fault în atac, s-a apărat bine de această dată Oana Bondar. Târcă, Pricopi, Briscan, din nou Andreea Pricopi, Târcă, a găsit breșa și a reușit să finalizeze în spațiu între apărătoarea laterală și intermediar speculat de Sorina Târcă. O minge respinsă de Denisa Dedu, apoi o recuperare din semicerc a jucătoarelor de la Handball Club Zalău. Târcă încearcă să pătrundă și obține o aruncare de la 7 metri. Aceea Sorina Târcă va arunca de la linia de 7 metri. Aruncă, respinge Vișan. A recuperat apoi Cristiana Nica. Tămaș pasă până la extremă și reușește finalizarea Cristiana Nica. 8-7 pentru Handball Club Zalău. Se grebește Briscan, lasă pentru Târcă. Pricopi încearcă să intre în combinație și Kiper. Briscan pasă până la Hotea, care înscrie pe colțul scurt pe lângă Paula Vișan. Egalitate la 8, suntem la jumătatea primei reprize. Se resimte Mihaela Briscan. Merge pe bancă, în locul ei intre pe teren Marilena Neagu. Și este timeout cerut de Gheorghe Tadici. În prim timeout al acestei partide să-l auzim pe Gheorghe Tadici. A intrat ca să ce? A intrat în teren ca să ce? Să facem să repeți aceeași greșeală. A spus depășirea exterioară pe pas din centru. Și tu de ce nu? S-au închis decisiv. Nu rămâne Cami. A spus Cami nu aruncă de acolo la poartă. Și era posibilitate și la tine să... O, te tot grăbești, bă, și te tot precipiți și te tot... Tot intri fault în atac. La marcajul, la pivot, nu-l faci pe ceea ce a stabilit. Bă, fiți atent de aici, bă, pentru atac. Ascultă, ți-a zis Vali stânga, Vali dreapta. Ascultă, ascultă. Și vino hotărâtă, vino decisă pe șut. Și tu la fel, la fel, nu vă precipitați. Dați drumul la cursivitate, la fază. În apărare sunteți prea mult pe jos și nu vă ajutați. Strângeți decisiv. La indicațiile lui Gheorghe Tadici, în stilul inconfundabil al unuia dintre cei mai cunoscuți și mai valoroși tehnicieni pe care i-a dat în ultimii 20 de ani handbalul românesc. Defensiva este punctul care până acum, să spunem, îl nemulțumește, sau zona
în care Gheorghe Tadic este destul de nemulțumit de evoluția echipei sale. Egalitate la 8 în acest moment, 15 minute și 30 de secunde au trecut de la startul acestei partide. O încercare de angajare pentru Ana Ciolan. Pasă greșită, recuperare a lui Kiper. Pleacă pe contraatac Hotea și înscrie fără probleme. Revine în avantaj Corona Brașov. Intră în centru Roxana Rob, se duce Tămaș pe interstânga. Pasă pentru Drăguț. Panici. Nu găsește Breșa. Tămaș. Drăguț ajunge liberă pe semicerc. A scăpat acolo de apărătoarea laterală a celor de la Corona Brașov. A pătruns și a reușit să finalizeze. Cârcă. Neagu. Daniela Corban, mă scuzați, calmează această acțiune de atac. Neagu pe inter dreapta, târcă pe stânga. Fault în atac comis de jucătoarea de la Corona Brașov. Roxana Rob, Tămaș, încearcă să se lupte acolo. Pivotul Ana Ciolan obține un fault. Rob, supravegheată cu mai multă atenție de Marilena Neagu. Drăguț, Tămaș, a reușit să arunce pe un culoar creat acolo foarte bine de Cristiana Nica. Extrema dreaptă care a venit al doilea pivot pe semicerc. Tămaș vrea să pătrundă. Corban o prinde acolo foarte bine, ajutată și de Oana Bondar. Nica și două minute eliminare pentru Laura Kiper, numărul 8 de la Corona Brașov. Prima superioritate în această partidă pentru Handball Club Zalău. Până acum nicio eliminare dictată împotriva jucătoarelor pregătite de Gheorghe Tadic. Panici a avut posibilitatea să pătrundă. Tămaș reușește finalizarea, obține o aruncare de la 7 metri. Larisa Tămaș, ați avut-o în imagine pe această pătrundere, 22 de ani. La linia aruncărilor de la 7 metri devine Ștefania Lazăr, iar în poarta Coronei intră Daciana Hosu în locul Denisei Dedu. Ștefania Lazăr reușește să înscrie și Handball Club Zalău fructifică această perioadă de superioritate, 10-9. Pricopi luată om la om. De Panici. Neagu, Pricopi, Briscan, târcă. Nu se dă absolut nimic. Acum jocul este oprit pentru că a rămas jucătoarea de la Corona Brașov întinsă pe podea în semicerc. Acuză Hotea o lovitură. Protestează Mariana Târcă. Arbitrii însă consideră că n-a fost nimic neregulamentar și partida este reluată.
În continuare 30 de secunde de superioritate pentru Handball Club Zalău. Două minute, eliminare pentru Andreea Pricopi. După un fault comis asupra Roxanei Rob. Doar în patru jucătoare de câmp, fetele Marianei Târcă. Nemulțumită Mariana Târcă, îi reproșează Andrei Pricop că nu a, și-a lăsat adversarul. Dedu face minuni în fața Cristianei Nica. Reușește să evite golul. Un atac 6 contra 4 pentru Handball Club Zalău, care nu s-a încheiat cu un gol în poarta Coronei Brașov. Care ușor forțată a Adrianei Crăciun. Încă un minut și 10 secunde de om în plus pentru Handball Club Zalău. Tămaș faultată de Hotea. Tămaș bine lansat din spate și reușește să finalizeze cu gol această aruncare. Este momentul în care Mariana Târcă cere time-out. Două goluri avans pentru Handball Club Zalău. S-a stucat pe Mariana Târcă. Ușor nemulțumită Mariana Târcă de atacul precedent al brașovencelor, atunci când Adriana Crăciun s-a grăbit să arunce la poartă în condițiile în care gazdele erau și sunt în continuare cu o jucătoare mai puțin pe teren. Revine Daniela Corban pe teren pentru acest atac al gazdelor. Încă 30 de secunde de inferioritate pentru Corona Brașov. Târcă lasă pentru Neagu, Hotea, Neagu din nou, blocată bine la 9 metri. Hotea, Târcă, Corban, faultată, în curând vor intra în prepasiș jucătoarele Marianei Târcă. Ultimele două secunde de inferioritate. Corban caută breșa. Deja sunt în prepasiv brașovencele, dar în formulă completă în acest moment. Aruncă Târcă. Respinge foarte bine Paula Vișan. 32 de ani pentru portarul de la Handball Club Zalău. Fostă jucătoare la Măgura Cisnădie și la Handball Club Alba Sebeș. 8 minute până la pauză, 2 goluri avans pentru echipa oaspete. Drăguț comite pași. Hotea nemulțumită că nu a lăsat Ana Ciolan mai repede balonul. Corban, Briscan, și este gol. Nu prea e sigură
Paula Vișan, că mingea a depășit linia porții, dar pe această reluare se vede că, sau cel puțin senzația este că mingea a depășit linia porții cu toată circumferința. Tadic, nemulțumit, a reproșat ceva arbitrilor între timp. Pătrundere a Roxanei Rob, a reușit să respingă Denisa Dedu. Mingea s-a dus în lateral, continuă atacul Zalăului. Drăguț, Tămaș, Rob reușește să arunce, mingea se duce pe lângă poartă. Târcă. Neagu era la un moment dat singură, încearcă să pătrundă. Daniela Corban obține o aruncare de la 9 metri, nu, 7 metri. Apărare în semicerc, au văzut cei doi arbitri. Să vedem cine și va asuma de această dată responsabilitatea aruncării de la 7 metri. Au ratat până acum pentru Corona Brașov și Laura Kiper și Sorina Târcă. O văd de această dată pe Marilena Neagu față în față cu Paula Vișan. Neagu fentă și înscrie cu o aruncare plasată sub transversală. Egalitate la 11, 6 minute până la finalul primei reprize în meciul dintre Corona Brașov și Handball Club Zalău. Tadic continuă duelul cu arbitri și cu observatorul acestei partide. A reușit Sorina Târcă să o blocheze pe Cristiana Nica. Se mișcă mult Cristiana Nica, extrema dreaptă de la Handball Club Zalău, încercând să creeze spații. Vine această finalizare a Anei Maria Drăguț. 11-12, Târcă pentru Mihaela Briscan. Faultată, Corban rămâne în continuare coordonator de joc. Otea, Corban, Briscan, excelentă angajarea pivotului și finalizare fără probleme pentru Ana Bondar de pe semicerc. Se pregătește să intre pe teren și Mihaela Tivadar, vă spuneam în urmă cu două zile, a semnat cu Corona Brașov după problemele pe care le-a avut la fosta sa echipă CSM Ploiești. A intrat pe teren și Bloj, pasă pentru Drăguț, blocată foarte bine. Sana Rob, Drăguț, se apără bine Camelia Hotea. În prepasiv Zalăul, Drăguț. Jocul este din nou oprit. Va fi obligată să arunce la poartă. Drăguț o face și reușește să găsească cadrul porții apărate de Denisa Dedu. 13-12 pentru Zalău. Cu 3 minute și jumătate înainte de finalul acestei partide, Târcă comite pași înainte de angajarea pivotului. Golul nu este valabil. Tadic o cheamă pe Adriana Bloș pentru a-i comunica ceva. Aceeași linie de 9 metri cu Roxana Rob în centru, Bloș pe inter stânga, iar pe dreapta este Drăguț, cea care aruncă în bară. Recuperează Nica. Panici. Încercare de pătrundere pe centru, s-a apărat bine acolo Oana Bondar. Vor intra cât de curând în prepasiv ambalistele din Zalău. Încă o dată faultată Roxana Rob.
Amenințare de pasiv, Rob încearcă pasa pentru Drăguț, greu de trecut, Otea se apără foarte bine la interul dreapta al lui Gheorghe Tadici. Drăguț, luată foarte bine în primire și să vedem dacă va pleca acest contraatac. Denisa Dedu însă a ezitat să îi paseze Danielei Corban. Târcă pentru Corban, nu găsește soluții și apoi pasează la întâmplare. A fost foarte aproape să comită pași Daniela Corban, s-a oprit, a dat pasa, dar nu era nicio coechipieră în acea zonă. Un minut și 20 de secunde până la sfârșitul acestei prime reprize. Drăguț, Otea se apără formidabil la Drăguț, angajare pentru pivot și 2 minute eliminare pentru Daniela Corban, numărul 20 de la Corona Brașov. Iată încă o dată faza cu încercarea de pătrundere pentru Cristiana Nica. Aruncare perfectă din partea Adrianei Bloj. Pe direcție opusă celei pe care se deplasa Denisa Dedu. Iese de pe teren Denisa Dedu, înlocuită de Daciana Hosu. Luată om la om Andreea Pricopi pe acest atac al Coronei Brașov. Încercare de aruncare a Sorinei Târcă și 2 minute eliminare și în tabăra Zalăului. Ana Ciolan, numărul 23, eliminată. Aruncare de la 7 metri, scoasă de jucătoarea de doar 17 ani de la Corona Brașov, Sorina Târcă. La linia aruncărilor de la 7 metri, Marilena Neagu respinge Vișan, recuperează Neagu și din a doua încercare găsește cadrul porții. Mai puțin de 30 de secunde, un gol avans pentru Handball Club Zalău. Egalitate numerică pe teren, cât o eliminare în ambele tabere. Încă 15 secunde, Panici aruncă de la mare distanță Adriana Bloj și reușește să înscrie ultimele 4 secunde, 3 secunde și prima repriză se încheie în acest moment cu un avantaj de 2 goluri pentru Handball Club Zalău, 13-15, în avantaj echipa pregătită de Gheorghe Tadici. Legătura în studio, revenind după pauză cu repriza secundă.